Cine iubește aviația are și un pic de romantism. Consider că n-am făcut chiar extraordinar de mult. Adică mai este încă mult de studiat și încă mult de scris. De la 6 ani deja eu am stat în avion militar, am văzut așa cum stăm acum în acest elicopter Mi-8. Așa am stat în Savoia Marchetti, în bombardierul Savoia Marchetti, în avion de vânătoare, Messerschmitt. Pentru mine era o altă lume, complet o altă lume, era un miracol. Când merg la studiu în arhivele militare la Pitești, este o mare sărbătoare pentru mine, nu știu cum zboară 8 ore. 8 ore nu mă mișc de la masă. Nu-mi permit să beau o cafea. Nu. Pentru că mă caracterizează ceea ce citesc și ce găsesc. Practic, pentru anii 1910-1919, am studiat cam tot ce se poate studia. Deci fonduri întregi pe care le-am văzut de la primul dosar și până la dosarul 3000. Deci sunt zeci de mii, zeci și zeci de mii de documente pe care eu le-am parcurs. Sunt zeci de vagoane de arhivă, numai cu tematica aeronautică. Și am găsit la anul 1914, pe un dosar care scria foarte secret de stat. Asta mi-a atras atenția și când am început să citesc, dosar mare, de vreo 900 de pagini, erau niște rapoarte pe care la început n-am știut cine era personajul respectiv, doar să-i scălea profesor dr. Vasile Dimitrescu, cerea ministrului de război fonduri ca să poată să construiască avionul invizibil. Eu nu mi-a venit să cred în momentul ăla. Când am găsit acele dosare și am început să citesc, să încep să întâi să le răspoi și apoi să iau filă cu filă, așa m-a cuprins un val de căldură și mi-am luat o mică pauză, m-am dus până curte. Pentru că la Pitești e o curte superbă, cu pomi fructiferi și mie nu-mi venea să cred că am găsit așa ceva. Dar de multe ori chiar document oficial când l-am găsit, datorită prudenței, n-am luat foc că s-ar putea să iau plasă. Am găsit 4-5 documente oficiale cu date care se contraziceau. Ce face cercetătorul în cazul ăsta? E foarte, întrebarea e fantastic de grea. Sâmbăta și duminica sunt la masa de scris. Sunt zilele mele fericite când scriu. Da, soția mea spune că mi-am petrecut toată viața și toată tinerețea în fața mesei de scris și că folosul material este aproape zero. Da, vă mai fac o confidență. Am o pungă de material plastic și de câțiva ani de zile tot pui bani în ea. Așa, nu intră în bugetul de familie, sunt bani pe care îi obțin mai din scris, publicând studii și articole. Și s-a adunat oarecare sumă, sper să fac, să o rotunjesc, ca să pot să întipăresc acest manuscris, Aviația și societatea românească în perioada interbelicană 1920-40. Este teza mea de doctorat, care n-a văzut încă lumina tiparului până acum. Și va trebui să apară. Va trebui să apară. Eu n-am urmărit niciodată folosul material. Nu scos pe o carte nici măcar cheltuielile care le faci cu deplasări pentru studiu. Dar nu asta contează. Contează ceea ce ai elaborat și ce rămâne în urma ta. Ce lași în urmă. Eu deocamdată las 16 cărți de istoria aviației și n-am primit până acum niciun fel de critică de la nimeni. Deși ele au mers în străinătate, multe țări. Sunt familii întregi care vin într-un an de 4, 5, 6 ori, dar specific când sunt eu, de serviciu. Da, am reușit să mă adaptez cu povestioare. Sigur că e greu de la catedră universitară, când predai un curs, să le explici unor copii de clasa 3-a, 4-a. Dar reușesc să mă fac înțeles cu legende și mituri despre zborul la români.
Ce face cercetătorul în cazul ăsta?